Bună ziua! Ne aflăm aici astăzi pentru a ne aduce aminte de o zi importantă pentru noi, ziua în care România Rugbistică a adus prima medalie olimpică a României, o medalie de bronz, în 1924, la Paris. Este un an important pentru noi, după cum vedeți, vom juca cu tricouri noi, un echipament nou, pentru a omagia această medalie. Sperăm ca lucrul acesta să fie de bun augur pentru noi, ca și nație, pentru noi România, iar pentru jucători să fie o nouă modalitate de a impulsiona echipa națională către o nouă calificare pentru Cupa Mondială. În primul rând, este onoare de a reprezenta echipa ca și capitan și am avut aceste 3 săptămâni destul de intense de pregătire fizică și ultima săptămână pus mai mult pe sistem și asta, dar încercăm să luăm pas cu pas și primul meci cu Polonia să obținem o victorie cât mai frumoasă și să începem anul în forță. Îți plac tricourile? Care te avantajează mai mult? Care îți place așa? Chiar sunt frumoase și, cum a spus și domnul președinte, în omagiu celor care au adus prima medalie în acum 100 de ani, și mă bucur că putem să reprezentăm numele lor. Avem pe spate imprimat numele fiecare sportiv de acum 100 de ani. O motivație în plus și pentru voi, cumva, are o însemnătate? Da, rugby românesc are un palmares foarte mare de istorie și ceea ce fiecare sportiv care îmbracă tricoul naționalei îi revine această supremație de a purta cu mândrie istoria trecutului nostru din anii care am avut și să creăm o istorie cât mai frumoasă în viitor. Tu fiind capitan, simți așa o greutate mai mare pe umerii tăi? Deocamdată nu simt nimic, încerc să nu pun presiune pe mine ca să pot să fac și o treabă cât mai bine, dar am noroc, am și câțiva colegi care pot avea bază pe ei și să luăm decizii cât mai bune în teren. Cum priviți meciurile care urmează campionatul? Vor fi meciuri intense, avem un lot tânăr, avem foarte multe schimbări, un lot destul de tânăr, cum am spus. Încercăm să luăm pas cu pas fiecare meci, fiecare adversar, ca să ajungem în cea mai bună formă în ultimele meciuri, 3 meciuri, Portugalia, semifinala și finala, să fim în cea mai bună dispoziție. Este un nou început și ne bucurăm că avem parte de un staff străin cu experiență care, din ce am văzut în ultimele 2 săptămâni, dau tot ce pot, sunt 100% lângă noi și ne oferă informații și ne stau la dispoziție în orice clipă. Tricourile? Sunt niște tricouri noi, un tricou nou, un nou început. Sunt niște tricouri frumoase în care, dar mai puțin important tricou. Noi vrem să lăsăm ceva în spate și de aceea vom da tot ce putem pe teren. Nu ne uităm atât de mult la tricou și la... Deci este un nou început. Este un nou început, da. Cum privește revenirea lui Florin Surugiu? O revenire importantă. Florin Surugiu este un jucător cu experiență care ne poate ajuta și pe cei mai tineri. Are jucători mai puțin experimentați poate pe postul lui, dar sunt sigur că poate împărtăși cu ei și îi poate ajuta să crească de la meci la meci. Yeah, I'm very excited. Very excited to be here. Very proud to. I met great guys, great players, and I can't wait for Sunday to see them on the pitch. This rec is important for us, for the confidence. More to anything, we have to rebuild this team, rebuild their confidence, and I hope we'll achieve great things during next few weeks. How it was all this period for you? It's a new start for everyone. Yes, it's a new challenge. New challenge for us like a staff, but a new challenge for the players too. We can't erase the past, but the past still the past. And now we have to rebuild the present. And I think everybody understood that. Players want a challenge. Our staff need a challenge. It's why we go to try to achieve this challenge together. What are your expectations before the games with Poland? To be honest, we don't go to be ready, of course.
We met each other 2 weeks ago, near 3 weeks ago now, but it's not enough for create a team. But I expect a good spirit on the pitch. I want people to recognize themselves when they look at the national team and when they look at these players. To be honest, at the moment they did a lot of sacrifice for being here. It's not so easy every day, but my main concern is to keep them under pressure for giving the maximum on next Sunday on every games. I'm not speaking about victory or defeat. Speaking about what we're going to bring on the pitch, because we bring a lot of things with us, not just the staff and the squad. We bring more to that, more expectation. Mă rog. Care sunt așteptările acum? Este un nou început pentru toată lumea. Ce așteptări aveți? Ce se va schimba? Care sunt obiectivele voastre? Așteptările în general ale noastre sunt așteptări mari. Ne dorim o nouă calificare la Cupa Mondială pentru a demonstra încă o dată că rugby-ul în România este un sport de echipă care a avut rezultate, are și va avea în continuare. Plus că este un challenge al jucătorilor pentru a-și lua o revanșă a ceea ce înseamnă Cupa Mondială. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fim alături de ei și vom fi alături de ei. Așa cum a spus și unul dintre jucători, este un nou început. Dar un nou început în ceea ce putem să facem. Un nou început în lucrurile care nici se întâmplă în România. Ați văzut, bineînțeles, problemele cu care ne confruntăm de fiecare dată când încercăm să jucăm pe Arcul de Triumf. Ce se întâmplă? Mai nou, ni s-a cerut o chirie de 25.000 de euro. Federația Română de Rugby, anul acesta are 13 întâlniri internaționale care le vom desfășura pe acest stadion. Nu ne permitem ca aproape jumătate din bugetul pe care l-am primit de la Agenția Națională de Sport să-l dăm pe chirii. Și nu numai pe chirii. Organizarea unui meci pentru noi este un lucru extrem de dificil. Înseamnă firmă de pază, înseamnă salvări, înseamnă organizare, înseamnă foarte mult. Un meci în general ne duce undeva la 35.000 de euro. 35.000 de euro ori 13 meciuri minim câte avem puse pe acest stadion ne duc undeva la aproape jumătate din bugetul nostru. Nu ne permitem lucrul ăsta și nici nu putem să o facem. Mai ales că ultimii miniștri care au fost după ce acest stadion a fost dat în ființă ne-au promis că rugby-ul va avea folosință gratuită ori de câte ori va avea nevoie și că este un stadion al rugby-ului și știm foarte bine lucrurile astea. Avem peste 100 de ani de când regele Carol a donat acest stadion sau acest teren Federației Române de Rugby și nu mă aștept ca un domn care a luat pe persoană publică sau pe persoană personală acest stadion să ne dea explicații. Eu aș vrea să ne dea explicații cum a cheltuit banii de anul trecut, pentru că am văzut că este un foarte bun director și este un foarte bun manager. Și aș vrea public să ne explice, pentru că este obligat de lege, așa cum și noi, Federațiile Sportive Naționale, suntem obligate, să ne spună clar cum s-au cheltuit acești bani, pe care tot dumneavoastră, din impozitele și taxele pe care le plătiți, au revenit în acest stadion. Este foarte greu, din punctul nostru de vedere, să putem să acceptăm așa ceva. Am acceptat și este deja pentru noi o creștere de 425% față de prețurile pe care le-am plătit până acum la această închiriere de stadion. Ce urmează să se întâmple până la urmă? Urmează să aveți discuții, eu știu. Se poate schimba ceva sau rămâne bătut în pâine că trebuie să plătiți eu această sumă? Noi nu ne permitem. Rugby românesc nu-și permite. Echipa națională de rugby este a României, este a românilor. Nu este a mea, nu este a federației, da? Este un bun național. Iar un bun național, într-un complex sportiv național, care a fost, pentru că avem și noi niște legi, legi care delimitează clar tot ceea ce înseamnă aceste bunuri. Complexurile sportive naționale au clar niște prețuri foarte bine fixate. Aceste prețuri exced acestor 10.000 de euro pe care trebuie să le plătească numai terții, anumite echipe particulare care folosesc sportul ca un business. Mi-aș fi dorit și eu să folosesc echipa națională ca un business, dar deocamdată nu putem să facem lucrul acesta. Iar aceste 12-13 complexuri sportive naționale aflate pe tot teritoriul României sunt folosite de către loturile naționale și olimpice. Dacă fac și venituri proprii, aceste venituri proprii ar trebui clar
fiind vorba de bani publici, să le vedem cu fiecare dintre noi și să știm clar unde se duc banii noștri. Doamna Lipa, ați vorbit? Am vorbit și încă o dată fac un apel către doamna președintă Elisabeta Lipă, chiar și către premierul Ciolacu, pentru a reglementa și pentru a nu lăsa ca cineva, în nume personal, să ia un bun din punct de vedere. Discutăm aici de un fost condamnat penal care încă este într-o judecată cu Agenția Națională de Sport. Nu știu cine ține în brațe acest om, aș vrea să aflăm cu toții dacă este ținut în brațe de cineva și dacă cineva îl ține în brațe, pentru că suntem obligați să avem asemenea oameni la conducerea unor complexe sportive naționale care sunt niște instituții publice. Veți merge în audiență la domnul Ciolacu, pentru că situația trebuie rezolvată cât mai repede. Am cerut o audiență domnului premier, iar săptămâna viitoare sper eu că mă va putea primi împreună cu doamna președintă Elisabeta Lipă. Da, ați simțit deschidere din partea doamnei Lipă? Întotdeauna simt deschidere din partea Elisabetei. A fost și este un om de sport, a fost un om deschis. Chiar a venit de fiecare dată când i-am cerut ajutorul, a venit alături de sportivi, a venit, a discutat, le-a explicat problemele cu care ne confruntăm și eu cred că va încerca, din răsputeri, să dăm o soluție. Dacă nu se va găsi această soluție, ce se va întâmpla? Mi-e greu să spun că îmi doresc să pierd niște meciuri la masa verde pentru că nu putem găsi niște soluții. Dacă soluția este să plătim niște prețuri exorbitante, este extrem de clipă la conducerea Agenției Naționale pentru Sport, cu siguranță și împărțirea pe care a făcut-o dumneai împreună cu echipa este o împărțire bună. Mai avem alte 12 complexuri sportive naționale care nu am auzit că au primit bani mai puțin sau se plâng de aceleași lucruri. Ne antrenăm astăzi la Znagov. Ne antrenăm gratis. Pentru că acea directoare de la acel complex ne pune la dispoziție stadionul gratis și o face pentru că are la îndemână această posibilitate. Noi n-am fost primiți aici să ne antrenăm, nu mai suntem primiți nici măcar să locuim în acest cămin sportiv, pentru că nu este un hotel, este un cămin sportiv, este o cantină pentru sportivi și așa trebuie tratată. Sunt lucruri diferențiale. Acesta nu este o societate particulară. Este un complex sportiv național, iar ele toate sunt reglementate clar de niște legi și ordine. Dacă această situație se va rezolva cu rugby românesc pe Arcul de Triunf, vă gândiți că poate echipa de fotbal, cu care au mai existat mici clinciuri? Niciodată n-are nicio legătură. Am fost deschiși de fiecare dată pentru toate echipele, mai ales pentru echipele naționale. Pentru că trebuie să ținem cont. Aceste complexuri sportive naționale sunt puse în ajutorul federațiilor sportive naționale. Când vorbim de orice fel de echipă de fotbal, orice fel de echipă națională, da, inclusiv echipe de club care vin să-și desfășoare activitatea. Federația a organizat acel turneu de Nation Cup, din care s-a construit și vechiul stadion care a fost dermat. Practic, federația a investit ceva în acel stadion. Care mai e situația? Practic s-a dărâmat un stadion, s-a făcut altul? Suntem și noi, după cum știi foarte bine, într-o judecată pentru recuperarea prejudiciului. Avem o investiție peste 3 milioane de euro din calculele pe care le-am făcut și le-am depus în instanță. Sperăm să primim măcar înapoi ceea ce ni se cuvine. Avem un parteneriat, avem hârtii oficiale semnate cu niște instituții oficiale a României și sperăm ca într-un final să le recunoască și să le pună în aplicare. Și acel turneu care era benefic pentru națională. Mi-e foarte greu să vorbesc de niște turnee pe care le organizam aici în clipa în care dețineam ceva. Măcar dețineam un stadion într-o folosință publică. Așa îmi doresc. Nu mai poate fi organizat. Deocamdată nu putem organiza ceva ce nu putem nici dacă jucăm peste o săptămână. Mi-e foarte greu să spun lucrurile astea. Mi-e foarte greu să mă duc să discut, da? De 3 săptămâni discut în fiecare zi cu sportivii, le spun cât de greu este, cât de conștienți trebuie să fie, ce rezultate magnifice trebuie să scoată, dar noi nu avem condiții de pregătire. Ne pregătim, facem patinaj pe gheață uneori, da? Ne pregătim pe terenuri înghețate, nu mai putem să ne pregătim nici măcar în baza noastră aici, care a fost făcut pentru acest lucru și care a fost confirmat de către foștii premieri și foștii miniștri care au fost. Știți foarte bine declarațiile. Le-am printat, nu mai stau să le arăt acum. Dar încă o dată, există clar o legislație
care se aplică unui complex sportiv național. Iar eu vreau ca această legislație să fie respectată. Și vreau să vedem cu toții ce se întâmplă cu banii câștigați aici. Cu banii câștigați de acest complex. Unde se duc banii noștri? Cum au fost folosiți ei anul trecut și acum un an? Să vedem clar care sunt sursele. Federația și-ar asuma administrarea stadionului? Federația și-a dorit de la început această asumare și am spus deja de 4-5 ani de zile, de 3 ani de zile, da? În ultimii ani am spus clar că ne vom ajunge în această situație în care să ne lamentăm și să ne plângem că un complex sportiv național nu poate fi întreținut cum trebuie. Lucrurile astea nu le-am spus noi, Federația Română de Rugby, ci le-a spus Curtea de Conturi. În 2018, când a făcut un control masiv la Ministerul Tineretului și Sportului. Care este a doua variantă după atât de frumos? Mi-e destul de greu să găsesc o a doua variantă. Meciurile deja au fost anunțate, echipele cu care ne confruntăm deja știu unde vor veni și au făcut deja cazări și au făcut deja bilete de avion. Mi-e greu să schimb acest lucru. Mi-e greu să mă duc către, nu știu, poate Ghencea, să mergem și noi să mergem să jucăm acolo. Dar mi-e foarte greu. Suntem totuși la noi acasă. Nici măcar să ne desfășurăm competițiile. Nu mai spun că am avut probleme foarte tari. La fel, să ne antrenăm. Nu am găsit în această perioadă. Și că tot vorbeam de echipele de fotbal, Dinamo, da, și pe această cale vreau să le mulțumesc, ne-au oferit stadionul de la Săftica, iar jucătorii echipei naționale împreună cu stafful au făcut câteva antrenamente împreună cu echipa de fotbal de la Dinamo. Practic, pentru meciurile cu Belgia și cu Portugalia, trebuie să plătiți 25.000 pentru fiecare partidă, nu? Așa este. Strict. Anterior, cât era chiria? Între 2.500 și 4.000 am plătit în ultimii 2 ani de zile. Deci este o creștere de 425%, pe care nu o înțelegem. Și încă o dată, aceste complexuri sportive naționale au fost făcute cu un scop. Scopul lor este să fie în slujba Federațiilor Sportive Naționale și a sportului românesc. Vorbind de o echipă națională, vorbind de un bun al României. Iar lucrurile astea trebuie respectate clar. Când cineva preia pe nume personal, ca pe o firmă, ca pe un SRL, ar trebui să dea socoteală. Prețul e fixat de complex sau cu ANS-ul? Prețul este fixat de complex. De exemplu, noi, pentru o oră de antrenament, trebuie să plătim 40 de lei. Asta înseamnă 2 ore, 80 de lei. Iar un meci, 25.000 de euro. Mi se pare strigătorul la cer.